Marian. S-o mai las, o mai las, mă? O mai las un pic. Marian, unde ești și ăsta, să ce muncești din greu? Bună dimineața, să trăiți vitejii mei. Ce să zic? A venit cea mai frumoasă zi a săptămânii, vinerea, și vreau să încep weekendul frumos, elegant, cât de cât, un weekend corect. Am venit în Parcul Național, avem aici Festivalul Mieilor și vreau să văd și eu cum e viața la stână și până acum am văzut partea frumoasă. Să trăiți, bunăiața, bine v-am găsit. Dom'le, ce ați pregătit aici? Cu ce m-ați așteptat? Că îmi place cum m-ați așteptat dumneavoastră. Avem un burz de la Sibiu, făcut cu brânză de la noi, de la stână, un berbecuț la proțap, tot din produsele noastre de la sâna noastră, o tocăniță bună de berbecuț, care e cea mai indicată aici. Ce conține? Ce a spus acum afară de berbecuț? Carne numai de miel. Carne de miel, numai de miel, numai carne, fără os. O tocăniță e cea mai bună, cea mai, ca să o deguste bucureștenii, foarte bună, să știți. Și aici, de exemplu, cât trebuie lăsat la proțap? În jur de două ore jumate, ca să se facă așa la meserie, să se facă bine. Stropim cu vin un pic și cu lungim cu ulei, să vedeți ce marfă iasă, cu mirodenii, merită degustat. Doamne ajută, dacă se poate să dați puțină viteză, că nu vă stau toată ziua, ai să servești ceva și plec, am treabă mai târziu. Asta trebuie făcut pe răgască, dacă nu iese cu întrebă. Știți ceva? Am răgaz. Mergi la domniță, sărămâinile, bună dimineața, bine v-am găsit, ce faceți, domn? Doamnă, nu vreau că... Auziți, ziua bună se cunoaște de dimineață, nu? Deci ca să avem spor la treabă și la vorbă astăzi. Mare drag. E prea dimineață, adică nu se poate. O guriță așa de curaj, nu? Să avem curaj, nu de altă. De la cum trebuie. Îl las aici, le iau puțin mai târziu. Doamnă, dumneavoastră am văzut ce face soțul. Dumneavoastră ce ați pregătit aici, cu ce așteptați pe București? Fetele mea foarte bună de la Sibiu, 100% de oaie. Acum am dat miei de Paște, am mai și înțărcat. Am făcut fetele mea de oaie. Avem cașu foarte, foarte bun de oaie. Urdă dulce, proaspătă de ieri și de alaltă ieri. Cașcaval afumat, cașcaval neafumat. Avem o șunculiță bună de casă, foarte bună, pusă cu boia și cu usturoi. Cel mai bine e să fie pusă la pachet. Mă întorc la dumneavoastră, facem cum e bine. Așa. Și să nu mai puneți din carafa asta, să o lăsați, că suntem și noi o echipă. Facem tot la pachet. Doamne ajută! Vă așteptăm să degustați din bucatele noastre. Dumneavoastră, domnul Răzvan, domnul Dani, începe un weekend frumos aici. Avem și ceva de dulce. S-a pregătit aici, ia uite, poale în brâm, ceva moldovenesc, după care, mai târziu, acolo am văzut că se pregătesc și alți berbecuți la proțap. Aici avem o ciorbiță de berbecuți, nu? Ciorbă de miel și în spate, așa, da. Uitați ce se întâmplă și acolo, adică o să fie un weekend plin. Abia așteptăm să ne întoarcem la tine. Scuzați, trebuie să ne întrerupem. Da, vine un fost tovarăș de-al meu. Hai că te-am văzut, Neasandule, să trăiești. N-am timp de mata astăzi. Eu am fost... văzut. Nu te-am văzut, știi? Apropo... care e treaba? Ieri am fost la seră, mai cocoșea cu munca. Te rog să mergi să-ți vezi de treaba ta, cu eu am treaba. Nu cumperi, știu, o ceapă, că nu prea cumperi mai nimic. Cumperi, știu, o mână de... ceapă, usturoi, poate... Mata ești, să treci, lasă-mă că am treabă. Du-te și vezi de treaba mata, că mai cocoșea cu munca. Hai, lasă-mi, n-ai voie cu ele aici. Ori fie ele bio, du-te că te caut eu. Stai un pic. Oamenii ăștia le trebuie ceapă, usturoi, la stufoala, la astea. Facem și noi ceva, bă, mâncăm... Bine, toate cele bune, zi frumoasă. Du-te la seară, că vine pe te sun eu pe fix să treci. Domnul Răzvan, domnul Dani, ne vedem și mai târziu, că sunt chemat pe la toate târgurile. Mamă, și Neasandu nu mă lasă deloc. Mulțumim tare mult, Marian, să găsești un batal mielul ăla de un an de zile. E ceva deosebit. Dacă n-aș fi mâncat alcalin în perioada asta și mai mult lichid, m-aș fi dus și eu până la târgul ăsta. Bună dimineața!